Ia vezi, mamă, Ion Zăpadă, ți-ai schimbat numele, Johnule? Bine ai venit la un nou episod cu Ion Zăpadă. Suntem pe Wingman, Road to Global și avem Legendary Eagle aici. Johnule, de ce ești pe contul ăsta? Stai un pic, de pentru că aveam o surpriză. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Ce surpriză? Episodul ăsta o să facem ceva interesant. Îți iei rank-ul pe contul secundar? Exact, vom testa o teorie. Testăm teoria. Bine? Eram... Haos, eram haos. Nu! Aoleu. Mamă, fix. Mă mutam ușor spre capul lui, mai, din ce în ce mai precis și mi-a dat-o. Vă invit să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Că seria asta e tare rău. Bine, mă, Johnule, mă. Vreau să testez, vreau să testez teoria. Când lași rank-ul să dispară, dacă la următorul win ai rank-ul mai mare. Da, am vorbit noi despre asta în episodul anterioare. Pe contul ăsta eram MG1, sunt curios dacă câștigăm, ce rank mă dă. Ok, s-ar putea ori tot MG1, ori mai mic, ori mai mare. Opa, are nade la picioruș. Încă unul. Salut, mort. E aici, aici. Aoleo. Aoleo, ți-ai luat Deagle, mamă, și luase el Deagle ca să ne olărească, să... Oh, take it ușor. Cum stăm, John, cu meciurile? Pentru că am spamat lumea cu chestii, vloguri, cu calculatoare, cu piese, cu... Mamă, mai urmează clipuri pe canalul în engleză, urmează multe chestii, timp să fie. Dar nu mai știu cum stăm cu win-urile. Nu mai bine? Stăm bine, da. Avem numai win-uri. Numai win-uri, a? Să... Mi-a tras de pe mid. Băga mea și picioarele. Să nu spargem gheața cu un los episodul ăsta. Cine știe? Sper că nu. Bun și site. L-ai auzit? O să știe că vii casă. Cred. E the plant? Ia, vezi? Oh, unde stătea el? Îl face John chat, garantat. Ia uite-l. Stăteam în colț. Bine, mă, John, bă, o frică n-am avut cu John. Bravo, mamă, și are și defuse, băi. Suntem pregătiți aici, mă, se joacă professional, nu e chiar așa. Ne jucăm la un alt nivel, 3-0 pentru noi. Cam pe spate, eu, John... John a tras mai tare acum de început. Bine, a murit aiurea, hai să încercăm să rank, mai... Vreau rank cu mare. Vrei rank cu mare, da. Dar știi că cu cât faci fraguri mai puține, cu atât îți dă rank mai mare. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Așa era. Păi da. Lung nimic? Ar putea fi casă, n-am auzit la boiler să se ardă. Da, casă 1. Îi dau smoke în casă. Short. Oh, dacă îmi ziceai... No! Mamă, m-am ferit de flash-ul tău și mi-a tras ăla. Era aproape. Tras în tine, Johnule. Prin tine. Okay. M-am speriat! Johnule, m-ai dat în spy, mi-am făcut... Bine, mă, bine. Mamă, uite, mă, pe băieți cu shotgun-uri au recurs la soluții de-astea de criză. Erau... Shotgun, Nova, XM. Fără bani. Na, XM-ul, bă, e 2000 XM-ul. Sincer, de la armură cu XM la armură cu AK nu e mare diferență. 700 de coco, gen. XM-ul e cam moft, nu îl iei că n-ai bani. Gen, sincer să fiu. XM-ul, na. Lung? Aoleu. A, era ei pe lung. Unu-i scurt. Mi-am crezut că tu stai în site, mă, m-ai păcălit. Nu e băgat scurt. Ar putea să vină lung, late sau casă. Oh, m-aștepta pe mid. Vin short. Vin. Hai, bro, ieși. Salut. Dacă n-am mers primul spray, l-am oprit și al doilea spray, bam. Bă, îmi place. Da, frumos. Da-te, bă, bro! Tu vezi ce are pe el? Am văzut. Mamă, are sticker cu titan. Dă la de țâși pe mii de euro. 20.000 de euro, cât o fi sticker-ul ăla? Chat, spuneți-mi voi în comentarii, cine știe cât costă sticker-ul ăsta? Costă o grămadă de bani. E garsonieră direct sticker-ul. N-ai cum.
Băi, e mult rău. E titanul ăla albastru. Vezi că o să te țină. Aha. M-a dat un smoke aici. Și aștept să văd o urmă de jucător. Îmi faci casă, tu bait? Casă, nu-i casă, da. Ok. Îmi bagă în... Bine. Ai, ce faci, mă, acolo? Ia uite-l cum stătea el. Nu mai știa ce să facă. Să dea în colțișor aici. Mamă, mamă, mamă. Nici el nu știa la ce se uita sau ce ținea. Sau poate ținea colțul. Cine știe? Mamă, 6-0 pentru noi. Deja o dăm. Mamă, puternic rău de tot. Wow, nu pot să cred. Ok. Molly. Facem un 9-0, mă? Încercăm. Casă. Bine? Casă? Păi da, că nu-i mid, nici short. Zici tu că e casă? Ia să vedem. Bă. Nu e casă. Lung nimic? O fi bază. Rimează cu casă. Dar casă nu e. Aha. Short. Nu vine lung vine. Aha. E short, aproape. Salut! Da, uită-te spre lung, că lung eram. Mi-am dat grenada la picioare. Ce credea băiatul ăsta? Că-s acolo, pe lung. Da, te-mi pui, măi, 7-0. Nu crezi, sunt prea entuziasmat. Mamă, să nu urmeze vreun disconnect și vreo măturică, știi ce zic, că ne-am dus. Dacă bagă ăștia codurile, aici ne opresc. Ia. Aha. Mamă, n-au nimic. Mid. Second, mid. No, mamă, dar ce bine a tras. Și cas, ai mă, le-am dat și lor o rundă, mă, că era prea urât așa, făceam noi 9-0. I-ai dat ceva? I-am dat 28 într-unul. Am vrut să-i trag pe cap când a ieșit din mid, dar nu a fost să fie, nu s-a pupat glonțul cu capul lui, asta este. Fără brânci la jumătate, pentru că suntem friendly pe episodul ăsta și facem schema noastră, bineînțeles, cea mai bună schemă, cea mai puternică tare short împreună. Schema manevra Y short. Exact. Unul de celălalt, lipiți cu super glue. Short, hai. Long, pit. Unui lung. Mort. Și pitu. Pune-o. Nu o mai face pic, că e frică. Încarc. Tot acolo. Vine scurt oare? Aoleo! Aoleo! Mamă, dar ce și prai pe Glock s-a produs aici. Mai leu. Take it ușor. Și acum ultima. O fi? Sau? Clar. Vezi că forțează băieții și nu se știe ce se întâmplă, dar da, hai tu un kill, eu un kill, că Stern nu să plecăm tare aici pe ei și vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage cu codul ARDUS, adică fix numele canalului, și vă puteți face transportul sau măcar un cico, așa că profitați de la maxim. Și să vedem aici rankuri, ADR-uri și ce rank e Jun, cel mai important, și dacă nu cumva am luat și eu rank up, că legendary Silver Master nu-i departe. Opa, eu n-am luat rank up, Junle, iar tu, hai să apăs pe tine. Același MG1, același rank. Și adversarii DMG și unranked. Sunt curios ce ne rezervă următorul episod. Așa că dați subscribe, fiți pe fază, că urmează multe episoade în seria noastră. Iar după ce facem globalul, pe lângă că o să ne luptăm cu codații, că e full de codați pe acolo din ce am înțeles, o să facem și provocări. O să fie blană.